Sunteți nerușinat și ar trebui să vă dați demisia. Este o parte din mesajul tranșant pe care îl transmite regizorul Tudor Giurgiu, unui oficial din Ministerul Culturii. Producătorul filmului Moromeții 2 a postat un text dur pe Facebook despre Ioan Matei, director la Departamentul de Cultură Scrisă și Creație Contemporană, după ce un consilier al acestuia ar fi cerut invitații la premiera filmului Moromeții 2, despre cerșetorii de invitații din categoria dregătorilor de neam și țară. Ieri, colegele de la birou primesc un telefon telefon de la un consilier din Ministerul Culturii. Dorea să vorbească cu cineva despre invitații la premiera Moromeții 2 de săptămâna viitoare. Colegele au insistat să trimite un mail și vine mailul. Salut, te rog să mi confirm cele patru invitații pe numele Ioan Matei la premiera de luni 5 noiembrie de la Sala Palatului. Am citit și am rămas perplex. Cine naiba Ioan Matei și de unde manierele astea? Parcă l auzeam dispunând din adâncurile cabinetului către consilier. Fă și tu roz de ceva invitații, ce stai așa degeaba. Cum adică nu ne-au trimis să ne dea, pentru că sunt șef, șerif, bos, pentru că mi se cade, a scris cunoscutul regizor pe rețeaua de socializare. Tudor Giurgiu acuză Ministerul Culturii că nu a respectat o înțelegere mai veche și enumeră motivele pentru care nu va da cele patru invitații. În concluzie, nu prea mă simt obligat să vă confirm cele patru invitații. Ba mai mult, vă zic că e o insolență, așa cum și la TIF mă zbat să caut bani privați din țară și străinătate ca să putem face festivalul la cote înalte. La Moromeții, finanțarea venită de de la stat, prin CNC, bani care nu vin de la buget oricum, e cam de până în 30% din buget, bani luați pe credit. Ministerul dumneavoastră nu și-a onorat nici până azi obligațiile asumate contractual pentru finanțarea filmului, via un studio din subordine. Având această perspectivă, ce anume credeți că m-ar fi făcut să vă invit la film? Servilismul, pupincurismul, nu mă cunoașteți suficient înseamnă. Invităm pe cine vrem noi, domnule Matei, și vă mai spun ceva. Am întrebat câțiva actori din film de ce vor mai multe invitații decât poate era firesc. Domnule director, știți ce mi-au zis? Vor să-și invite doctorii, cei care au grijă de ei sau de care poate o să aibă vreodată nevoie. Le-am dat câte bilete vor pentru că merită. Dumneavoastră meritați altceva. Într-o lume normală, țările scandinave, de exemplu, gestul dumneavoastră ar fi fost incalificabil și ați fi plecat din minister în secunda 2 pentru delictul de lipsă de bun simț, a subliniat Tudor Giurgiu la finalul postării. Ioan Matei are numai puțin de 100.000 de euro și 75.000 de lei în cont conform ultimei declarații de avere. Oficialul conduce de 10 ani biroul de cultură scrisă din cadrul Ministerului Culturii. Filmul Moromeții 2, regizat de Tudor Giorgio, va avea premiera în cinematografele din țară în data de 16 noiembrie.